Bine v-am regăsit la rezolvarea problemelor, azi termodinamică. Multe probleme de termodinamică se referă la rezervoare în care comprimăm un gaz sau din care scoatem un gaz cu ajutorul pompelor. Așa că m-am gândit că va fi de folos să vedeți cum se pot deduce formulele pentru pompe. Pompele pot fi de compresie sau pompe de vid. Pompele de compresie sunt folosite pentru a introduce forțat aerul într-un rezervor sau un gaz mai general, mărind în acest fel presiunea în interiorul rezervorului sau buteliei. Forțat înseamnă că pompa obligă gazul să treacă de la presiune mai mică la presiune mai mare, pentru că invers, o face singur, nu-i nevoie de pompe. Pompele de vid sunt folosite pentru a extrage forțat un gaz dintr-un rezervor, micșorând în acest fel presiunea în interiorul acestuia. Și în acest caz, pompa obligă un gaz să treacă de la presiune mai mică la presiune mai mare. Deci am putea să definim pompele ca fiind dispozitive care obligă un gaz să treacă dintr-un recipient cu presiunea mai mică, într-un recipient cu presiunea mai mare sau în atmosferă. Bineînțeles că pentru asta trebuie să efectuăm lucru mecanic, pentru că pompa, indiferent de tipul ei, lucrează împotriva forțelor care acționează asupra gazului pe care îl mută dintr-o parte în alta. Pentru că pompele, fie ele de compresie, fie de vid, fac în principiu același lucru, adică obligă un gaz să treacă de la presiune mai mică la presiune mai mare, toate pot fi descrise ca principiu de funcționare de următoarea structură tehnică. Un piston care se mișcă în camera pompei, care se mai numește și corpul de pompă, și două supape care se închid și se deschid alternativ. Mai sunt și două tuburi, unul prin care vine gaz la pompă și unul prin care pleacă. Gazul iese, gazul din pompă. Dacă pompa este legată la un rezervor prin tubul prin care iese gazul, atunci avem o pompă de compresie. Dacă este legată la un rezervor prin tubul prin care vine gazul, atunci avem o pompă de vid. Atenție, asta nu înseamnă că toate pompele sunt la fel. Există multe tipuri de pompe, vedeți câteva în această ilustrație din Wikipedia. Dar principiul de funcționare este în toate cazurile același. Și anume, pompa produce o presiune variabilă în interiorul ei și cu ajutorul deschiderii și închiderii supapelor o obligă gazul să treacă dintr-o parte în alta. Încă ceva, un ciclu de funcționare al unei pompe este alcătuit din două mișcări ale pistonului, una în care intră aer în pompă și una în care iese aerul din pompă. Și acum vă voi arăta enunțul la două probleme care au întrebări ce apar destul de des în problemele de termodinamică. Pe scurt, trebuie să găsim câte cicluri trebuie să efectueze o pompă pentru a mări, respectiv a micșora, presiunea de N mare ori într-un rezervor, atunci când volumul camerei pompei este de N mic ori mai mic decât volumul rezervorului. Poate vă gândiți că numărul de cicluri necesare pentru a mări presiunea de N mare ori este egal cu numărul de cicluri necesare pentru a micșora presiunea de N mare ori, dar după cum veți vedea, nu este așa și voi explica de ce după ce voi face calculele. După cum ați văzut în enunț, vom presupune că transformările care au loc sunt izoterme. Este o aproximare foarte bună dacă variațiile de presiune nu sunt foarte mari. Și ca să putem deduce formulele pompelor de care avem nevoie ca să rezolvăm astfel de probleme, avem nevoie întâi de o relație
care se referă la cazul în care transferăm gaz dintr-un loc într-altul, dintr-un recipient în altul. Să presupunem că avem două recipiente, unul de volum V1 și unul de volum V2, și că presiunea în primul este P1, iar în al doilea este P2. Și că scoatem aerul din aceste două rezervoare, butelii, recipiente, și îl ducem pe tot într-un alt recipient care are volumul V. Acolo presiunea va fi P. Și ceea ce ne interesează pe noi este relația dintre această presiune și presiunile P1 și P2. Tot ce facem, facem la temperatură constantă. Avem doar transformări izoterme. Ecuația de stare pentru primul recipient este P1V1, este egal cu μ1RT. Ecuația de stare pentru al doilea este P2V2, este μ2RT. Iar pentru recipientul în care ducem aerul din primele două recipiente, ecuația este P ori V este egal cu μ1 plus μ2 RT. Dar, după cum vedeți, μ1 este P1V1 supra RT, iar μ2 este P2V2 supra RT. Și dacă substitui aceste expresii pentru μ1 și μ2 aici, RT se simplifică și obțin relația P ori V este egal cu P1V1 plus P2V2. Și aceasta este relația de la care plecăm ca să deducem formulele pompelor. Avem deci această relație și știm că raportul dintre volumul rezervorului și volumul camerei pompei este N mic. Și acum putem deduce relațiile care ne interesează, formulele pompelor. Să începem cu pompa de compresie și să considerăm că gazul pe care îl comprimăm este aerul. În momentul inițial, corpul pompei este plin cu aer la presiunea atmosferică normală, aerul a intrat de afară în corpul de pompă, și presupunem că inițial și în rezervor avem presiunea atmosferică normală. Deci plecăm de la presiunea atmosferică normală. Atunci putem scrie, conform relației pe care am găsit-o, pentru aerul din pompă P0 înmulțit cu V mic, V mic este volumul camerei de pompă, plus aerul din rezervor P0 înmulțit cu V mare, trebuie să fie egal cu, ei, acest aer se va găsi tot atunci când pistonul va urca în pompă, va împinge acest aer în rezervor. Deci tot acest aer se va găsi la finalul cursei pistonului în rezervor. Iar presiunea nu va mai fi pe zero, ci va fi un pic mai mare, pentru că a venit aer în plus în rezervor. Să notăm această presiune cu P1. Deci trebuie să fie egal cu P1 ori V. Presiunea P1 este deci presiunea în rezervor după primul ciclu de funcționare a pompei. Și atunci presiunea P1, se vede de aici, este egală cu P0 pe lângă V mare plus V mic supra V mare. Să ne gândim ce se întâmplă mai departe. Pistonul coboară și intră din nou aer în pompă la presiunea atmosferică normală. Și avem al doilea ciclu de funcționare a pompei. Și avem atunci din nou P0 V mic, dar plus P1 ori V mare, pentru că acum în rezervor presiunea este P1, este egal cu presiunea va fi, după ce intră și aerul din pompă în rezervor, P2. Presiunea după al doilea ciclu de funcționare, P2 ori V. Și atunci putem să substituim expresia lui P1 aici și avem P0 înmulțit cu V mic plus, în loc de P1, P0
V mare plus V mic pe V mare înmulțit cu V mare rămâne doar V mare plus V mic egal cu P2 ori V. Aici am P0V plus P0V mare plus din nou P0V mic, adică am P0V mare plus de două ori P0V mic egal cu P2 ori V. Și aici rezultă că P2 este P0 înmulțit cu V mare plus de două ori V mic supra V mare. Și acum, dacă facem o comparație între aceste două relații, vedem că ceea ce s-a schimbat este coeficientul lui V mic. Aici avem presiunea rezervor după primul ciclu de funcționare, aici avem presiunea rezervor după al doilea ciclu de funcționare și atunci, generalizând, putem spune că presiunea după K cicluri de funcționare va fi P0 pe lângă V mare plus K V mic supra V mare. Și aceasta este deja o formulă folositoare, pentru că uneori problema spune câte curse trebuie să facă pistonul, exprimarea asta e un pic neclară, câte cicluri trebuie să efectueze pompa pentru ca presiunea să crească până la valoarea P kappa. Și atunci puteți deja folosi această relație ca să îl găsiți pe kappa. Câte cicluri trebuie să efectueze pompa ca să se ajungă la această presiune. Dar noi știm că V mare pe V mic este egal cu N și atunci în această relație putem scrie în loc de V mare N ori V mic plus kappa ori V mic totul supra N ori V mic. Și atunci V mic se simplifică și rămâne P indice kappa este egal cu P0. Aici, după ce îl simplificăm pe V mic, vom avea N plus kappa supra N ori V rămâne N. Împărțim relația la P0 și avem P indice kappa supra P0 este egal cu N plus kappa supra N mic și raportul P indice kappa supra P0 este N mare. Așa spunea textul problemei, că vrem ca presiunea în rezervor să crească de N mare ori. Și atunci avem N mare este egal cu N mic plus kappa supra N mic și de aici rezultă pentru kappa expresia N mic pe lângă N mare minus 1. O formulă foarte simplă, ușor de memorat. Acum să deducem formula pentru pompa de vid. La pompa de vid, ciclul de funcționare începe cu pistonul în punctul mort superior. Pentru că ceea ce vrem să facem acum este să scoatem aer din rezervor. Așa că în prima stare, tot aerul care ne interesează este în rezervor și să presupunem că plecăm din nou de la presiunea atmosferică normală, notată cu P0. Și atunci avem P0 înmulțit cu V mare este egal cu când pistonul coboară, o parte din aerul din rezervor umple camera pompei. Și acum presiunea scade de la P0 la, să notăm, P1. Prima presiune, presiunea după prima mișcare de coborâre a pistonului. Presiunea scade pentru că a crescut volumul. Și avem, deci, egal cu P1 ori V mare plus tot P1 ori V mic. Presiunea este egală în rezervor și în pompă, după ce intră aer din rezervor în pompă. Și de aici rezultă că P1 este egal cu P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic. Și acum să ne gândim ce se întâmplă la al doilea ciclu de funcționare. Între timp, pistonul a urcat, a împins afară aerul din pompă,
se găsește din nou în această poziție. Și acum, în stânga egalului acestei ecuații, am pe 1 ori V mare, pentru că presiunea nu mai este pe 0, este pe 1, este egal cu pe 2, pe lângă V mare plus V mic. După ce coboară pistonul, presiunea va deveni pe 2, atât în rezervor cât și în pompă. Presiunea este aceeași în cele două. Și atunci, în loc de pe 1, pot să scriu expresia lui pe care am găsit-o și voi avea P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic este egal cu P2 înmulțit cu V mare plus V mic, dar aici am P1 ori V. Deci V ori V aici este V la pătrat. Și din această relație rezultă că P2 este egal cu P0 înmulțit cu V mare la pătrat supra V mare plus V mic la pătrat. Sau P2 este P0 înmulțit cu V mare pe V mare plus V mic la pătrat. Deci presiunea după al doilea ciclu de funcționare a pompei are această expresie. Și dacă o comparăm cu presiunea după primul ciclu de funcționare, observăm că ceea ce s-a schimbat este exponentul acestei fracții. Și atunci putem generaliza P indice K, presiunea după K cicluri de funcționare, va fi P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic la puterea K. Din nou, o formulă pe care deja o puteți folosi când problema vă cere să calculați câte cicluri trebuie să efecteze pompa pentru ca presiunea să scadă până la valoarea pe K. Dar noi avem această relație între V mare și V mic, așa că fracția se poate scrie N ori V mic supra N ori V mic plus V mic. Adică fracția, după ce simplificăm V mic, devine N mic supra N mic plus 1. Să împărțim la P0, P indice K supra P0 este egal cu N supra N plus 1 la puterea K. Acum, atenție, raportul P K supra P0 nu este N mare. Pentru că problema spunea, în cazul pompei de vid, că vrem să micșorăm de N mare ori presiunea. Deci înseamnă că PK este de N mare ori mai mică decât P0 și înseamnă că acest raport este 1 pe N mare. Și pentru că necunoscuta noastră este exponent aici, trebuie să logaritmăm. Și atunci avem logaritm din 1 pe N mare este K înmulțit cu logaritm din N mic supra N mic plus 1. Și observați, vă rog, că ambii logaritmi sunt din numere subunitare. Deci ambii logaritmi vor avea valori negative. Dar putem să inversăm fracțiile ca să avem valori pozitive. Și atunci vom avea pentru K expresia logaritm din N supra logaritm din N plus 1 supra N. Formula lui K pentru cazul în care avem o pompă de vid. Numărul de cicluri necesare pentru a micșora presiunea de N mare ori se poate calcula cu această relație. Am găsit deci aceste două formule pentru pompe, cea de sus pentru pompa de compresie, cea de jos pentru pompa de vid, care ne arată câte cicluri trebuie să efectueze o pompă pentru a mări, respectiv micșora, de N mare ori presiunea într-un recipient,
atunci când raportul dintre volumul recipientului și volumul camerei de pompă este N mic. În problemele noastre, valorile pentru N mic și N mare erau N mic egal cu 100, N mare egal cu 10. Și dacă veți face calculele, veți vedea pentru cazul compresiei că avem 900, iar pentru cazul pompei de vid avem aproximativ 231. Deci numărul de cicluri de funcționare necesare pentru a mări presiunea de N ori, respectiv pentru a micșora presiunea de N mare ori, numerele sunt diferite. De ce? Din două motive. Odată pentru că formulele sunt diferite, dar în primul rând din alt motiv, și anume, ca să mărim presiunea de 10 ori într-un rezervor, trebuie să ducem o grămadă de aer în rezervor. Trebuie să ducem de 9 ori mai mult aer decât era inițial în rezervor. Ca să micșorăm presiunea de 10 ori, trebuie să scoatem mult mai puțin aer, mai puțin decât cât este în rezervor, pentru că nu-l scoatem pe tot. Ca să înțelegeți, vă dau ca exemplu un număr. Dacă vreau să-l măresc pe 10, de 10 ori, ajung la 100. Cât trebuie să adaug la 10 ca să ajung la 100? 90. Vreau să-l micșorez pe 10, de 10 ori, ajung la 1. Cât trebuie să scad din 10 ca să ajung la 1? 9. De 10 ori mai puțin. Acum poate vă întrebați, atunci de ce nu e de 10 ori mai mic acest număr decât 900? Pentru că formulele sunt diferite. Pompa de vid scoate din rezervor cu fiecare cursă tot mai puțin aer, pentru că scade presiunea în rezervor, în timp ce pompa de compresie introduce în rezervor la fiecare ciclu de funcționare aceeași cantitate de aer. Deci acestea sunt formulele pe care le puteți folosi la rezolvarea problemelor în care apar pompe. Succes în rezolvarea problemelor! La revedere!